Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, singura emisiune 100% de teatru și pe care de consecință cea mai bună emisiune de teatru din România. Astăzi, genul acela de emisiune în care vă arătăm viitorul. E un pariu major pe care îl facem pe viitorul unei încă studente la actorie, dar care a probat deja în bătălii dure de scenă, a probat că are talent cu carul și că, cum îi și spuneam, cu un pic de noroc va ajunge departe. Doamnelor și domnilor, țineți minte emisiunea aceasta, vă prezint pe Diana Vieru. Bine ai venit, Diana! Bine v-am găsit! Dar ce stai așa de emoționată și întoarsă către tine? Nu mă așteptam să vin aici singură, în primul rând. Credeam că o să mai am un sprijin. Să știi, singurătatea în artă e o povară care trebuie dusă. Da, știu. Diana, ai crescut foarte, foarte spectaculos în ultimii 2 ani. Ești în anul 3, trebuie să spun, la Facultatea de Scenă de Teatru, clasa Doru Aftanasiu. Vom vorbi și despre studenția ta, că acum am prag de licență, mâine poi mine dai licența, poți să ai o privire retrospectivă. Vreau să te întreb, te așteptai la ascensiunea asta? De 2 spectacole ale lui Radu Afrim ai jucat și într-un spectacol memorabil de coreografie făcut la Teatrul din Stejar, Carnalul lui Radu Alexandru. Nu mă așteptam să fie o evoluție atât de rapidă. Când am venit în anul întâi în facultate, mă simțeam ca un pui care a rămas fără mamă. Mi-a fost foarte greu să mă încadrez în grupul ăsta. Select. Da, chiar este select. Pentru că am descoperit aici că am o familie, de fapt. Am foarte mulți prieteni care mi-au fost alături. Tu, Diana, ești foarte, foarte simpatizată și foarte îndrăgită în școală. Crezi chimii de imediat. Ce anume crezi că place oamenilor la tine? De unde cocoloșeala asta pe Diana Vieru? Cred că sinceritatea este un... Dar și eu sunt sincer și nu am probleme Diana, cu chestia asta. Și eu am avut probleme cu sinceritatea, dar cu toate acestea am reușit să am lângă mine doar oameni faini. Cum definești tu oameni faini? Oameni care să fie lângă tine nu doar când totul e frumos sau la o petrecere sau când totul este bine și roz. Au fost oameni care au stat lângă mine la repetiții, la teatru, din actori chiar, și mă ajutau, îmi dădeau încredere. Profesorii, la fel, mi-au oferit foarte multă încredere. Contează, evident. Trebuie să spunem că tu ai venit din Republica Moldova, din Strășeni, ai făcut un colegiu de muzică la Chișinău. În ce context ai ajuns în România? Trebuia să aleg muzica sau teatru, pentru că când eram la gimnaziu, am mai făcut un curs de teatru, mi-a plăcut, doar că ziceam, băi, vreau să cânt, nu fac teatru deci, acum. Pasiunea ta primară era muzica. Da. Dar, voce sau și instrument? Am făcut și vioară, am făcut și copză, am făcut... Știi să cânti la copză? Nu mai știu, acum nu mai dar știu. Dar mai există copzari? Mai există? Da, există. Și în România? Sau o chestiune pe există care există și în România. Da? Eu mă mândresc cu Sergiu Diaconu, e un copzar foarte bun din Republica Moldova, care este foarte cunoscut și în România. Ok, și a apărut tentația teatrului pe parcurs. Da, în anul 3 la colegiu am avut o profesoară de actorie, pentru că unui interprete ieșea de bine și cu actoria. Categoric, obligatoriu. Și am făcut un spectacol și după profesorii mi-au zis, fată, du-te și fă și actorie. Nu am luat foarte în serios această idee, dar în anul terminal m-am gândit foarte bine și am zis că vreau să fac și teatru. Și cred că a fost cea mai bună alegere. Foarte riscantă, dar a fost cea mai bună. Ai simțit că trădezi cumva muzica? Ai simțit că o abandonezi sau că o pui pe planul 2? Mă simțeam bine pe scenă, cu orchestră în spate, mă simțeam foarte bine, dar
nu era un acel ceva care să mă mulțumească pe mine, ca și om. Pentru că de talent, da, cântam bine, eram apreciat. Mai dar... mult pe muzică populară, da. Mergeai? Da, nu știu de ce, dar muzica populară am cântat de mică. Bun, și când ai simțit că ai teatralitatea asta? Te-ai simțit mereu că ascunzi o actriță în tine, simțeai nevoia să disimulezi, să te comporți ca pe scenă în viață? Da. În muzică am simțit că vreau mai mult să mă joc, nu doar să vin să cânt niște versuri pe melodie sau ceva. Da, acolo simțeam... un costum popular nu prea poți să te joci. Voiam să simt mai mult, să trăiesc mai mult acel vers. Doina, mi-era foarte greu să cânt o doină, pentru că încercam să mă duc departe cu ce simt în interior. Și cred că asta m-a făcut să dau la teatru. Bun, de ce la Iași? Ai auzit că predai aici Doru Afanasiu și alții? Inițial m-am gândit să merg în Târgu Mureș. Dar mi-a zis taică-miu, fată, du-te la Iași. Ți-a zis pe tonul ăla, nu? Da. Care nu poate fi contrazis. Dar când eram mică, călătoream foarte mult prin România și de fiecare dată când treceam pe Iași, taică-miu îmi zicea, vezi că aici o să înveți. Da, nu știu dacă simțea sau o zicea doar așa, dar mi-am dat seama că peste ani tot aici. Mi-ai și zis că înainte de emisiune mi-ai spus că ai avut niște deplasări cu Astra, Arete Moșu, și ai cunoscut România. Da, am fost în câteva turnee. Ai doza aia de naționalism pe care parte din basarabeni o au? Cred că da. Știi că noi am vorbit despre patriotism la un moment dat. E o noțiune destul de compromisă în spațiul românesc. Da, și cred că și muzica a influențat asupra acestui sentiment al meu de patriotism și dorul ăsta de casă și faptul că maică mea a fost plecată o perioadă bună în străinătate. Și mereu eram supărată de ce situația în Republica Moldova e așa, pentru că i-am simțit lipsa. Bun, acum câte mame românce trec prin aceeași, da, prin aceeași chestie, e o problemă generală aici, în zona asta de Europa, din păcate. Da. Ne cânti ceva, un fragment de doină, ca să închidem cu zona asta muzicală? Da. Du-mă, Doamne, du-mă iară, du-mă, Doamne, du-mă iară, pe cel plai cu frunza rară, pe cel plai cu frunza rară. Frumos. E evident că ai o sensibilitate foarte, foarte la vedere și foarte specială. E și o vulnerabilitate asta, crezi, în lumea noastră? Cu siguranță. Cu siguranță este o vulnerabilitate. Cred că vulnerabilitatea e o chestie care mă caracterizează pe mine ca om. Există foarte multe vulnerabilități în mine. Dar cred că e și un lucru bun, pentru că m-a ajutat în actorie chestia asta. În momentul în care un actor are niște experiențe la bază, poate să-și imagineze mai multe lucruri sau chiar dacă nu le-a trăit, își amintește niște lucruri asemănătoare. Mm-hmm. Și cumva asta l-ajută. Povestitul la Vinei Lazar în interviul ăla pe care l-am publicat anul trecut, cum făcea, cum a experimentat sărăcia prin poveștile bunicii tale, m-a marcat, pentru că și eu știu genul ăsta de situații când făceau o cumetrie cu o mămăliguță, cu o mămăligă. Da. Și automat îți spunea că ai transferat spre rol zona asta de sensibilitate evocativă. Da, și mi se pare foarte ciudat și frumos în același timp, pentru că primul proiect cu Radu Afrim a fost
despre zona asta de Republica Moldova, Moldova de aici, sărăcie, adică da, niște lucruri vorbim care... Vorbim de Orașul cu fete sărace, spectacolul pe care l-a făcut anul trecut la Teatrul Național din Iași, pe un colaj de texte ale lui Radu Tudoran. Radu Afrim are faima asta, reputația asta de a inventa actori, de a-i găsi, de a-i lansa. Hai să vorbim un pic despre cum a început colaborarea cu Radu Afrim. Te-ai dus la un casting. Ce ai căutat acolo? M-am dus în prima zi la casting. Eram foarte bulversată și am zis, nu, n-am ce căuta aici. De ce te-ai dus? De ce te-ai dus? Mai mult din curiozitate? Sau... M-am dus și din curiozitate, pentru că și dumneavoastră ne-ați vorbit atâtea ori despre Radu Afrim și ziceam, băi, cine e Radu Afrim? Mă duc să-l văd. M-am băgat virusul în minte. Și m-am dus, nu știam ce să zic, am plecat, am venit a doua zi dimineață, mi-am luat inima în dinți și am zis, Doamne, fă ce vrei. Și Dumnezeu i s-a adresat lui Afrim, în particular, și a zis ce să facă cu Diana Vieră. Și am zis un monolog, după care am zis, știți, eu știu să cânt. Și a devenit atent, Radu. Da, și am cântat... Îți cerea detalii, te punea să faci anumite lucruri? Da, m-a pus în niște situații pe care cred că le-am făcut bine, presupun. Și ce ai cântat? Te-a pus să cânti? Da, tot o piesă populară din Republica Moldova. Și am fost foarte impresionată când am văzut anunțul pe Facebook că am luat castingul. Nu, a fost un... Chiar un șoc a fost pentru mine. Eu nu am prea avut încredere în mine. Tu nici nu vrei să faci parte din echipă? Ba da, îmi doream foarte mult, doar că aveam același sentiment de frică, de... Ești emotivă. Sunt foarte emotivă. Și acum te simt un pic, deși nu știm de 3 ani de acum. Da, sunt foarte emotivă, dar chestia asta chiar mă ajută. Ai interpretat-o pe Marusia, da? Da. Era personajul tău, fiica unui negustor de pește. Un amestec foarte, foarte duios de comic și tragic aproape. Da, Marusia... Eu cred că Radu Afrim vede dincolo de noi. Scrie niște texte... Când am luat textul în mână, am zis, dar omul ăsta știe despre viața mea. Ți se părea că e despre tine, nu? Da. Și am luat textul în mână, am zis, hai să citesc, să văd ce se întâmplă. Și nu m-am așteptat când l-am spus la repetiții, nu m-am așteptat să-i placă. I-a plăcut din prima sau ați mai ajustat pe aici, pe acolo? I-a plăcut, doar că mi-a mai dat niște indicații de regie. Dar în mare, cred că... Zi-ne un pic despre personaj, Diana. Ce face Marius asta? Care sunt datele de fond? Care sunt lumile interioare? Marius este o persoană foarte sensibilă, doar că încearcă să ascundă chestia asta. Se jenează de asta. Da. Și, bine, avantajul ei este că are un... E cumva mai înstărită decât celelalte. Stă mai bine în contextul ăla, da, de fete sărace din comunitatea respectivă. Marusia, într-adevăr, pare să aibă o soliditate. Iar comicul ăsta cred că le ajută cumva pe fete, le mai scoate din starea aia de... letargie. Da. Și cred că e un personaj special. Nu că celelalte nu ar fi speciale, toate suntem speciale. Deci, în felul... cea mai specială. Dar eu nu mi-am dat seama cum cu atâta tristețe poate să fie și comedie într-un spectacol. Cum ai simțit că a reacționat publicul la intervențiile Mariusei? Cred că publicul i-a plăcut. Am avut reacții bune. Și cred că am ajutat publicul să-l scot un pic din starea aia de tristețe. Ai funcționat ca un contrapunct, da, uneori, da. Iar chestia asta mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult. Ai și cântat. Am cântat. Ce ai cântat? Am cântat 3 piese, cred că. Ne cânti un fragment așa ca să-și facă toți spectatorii care nu au văzut spectacolul de Afrim.
La omul care mi-i drag, treabă n-am dacă alim fac, iar la cel ce-i urât, treabă am da, nu mă duc. La mândra cu gură dul și de trei ori pe zi m-aș duși, dar la așa și nu-i piplac, nici pe la poartă nu-i calc. Este o piesă din folclor, iar Radu mi-a pus o melodie și a zis, fata improvizează. Da, a vrut să e cumva din folclorul moldovenesc, nu? Din zona noastră. Din zona Moldovei. A Moldovei. Cumva e particularizată în felul ăsta acțiunea piesei pe Moldova. Ai simțit-o moldoveancă 100% pe Mariusa sau e un amestec al femeilor de pretutindeni? Cred că e moldoveancă. Mai ales că și graiul moldovenesc pe care îl prezint în spectacol spune despre ea că e 100% moldoveancă. Aveai și un text delicios. Ți-a făcut Radu Afrimu o partitură foarte, foarte bună. Îți mai amintești Frânturi? Da, mi-amintesc. Hai să riscăm un pic de anul. Pe mine mă cheamă Marusia și am vrut să intru pe fereastră la locotenentul Jean, care Jean s-a dovedit că nu-l cheamă Jean. Și eu putem spun că mă cheamă Jeana, dar n-am vrut să mă jești. Apoi m-am luat cu alea. Noi nu o dușim rău. Avem de toate. Tata e negustor, vinde pește zvântat pe care îl zvântez eu. De mic copil am crescut printre grămezi de babușc, platic, coriușc, petrușel, batcă, cambulă, gingeric și roșoară zvântată. Frumos. Spune-mi, mulți te-au privit prima oară jucând și au avut sentimentul unei revelații. Ți s-a spus chestiunea asta? Ai simțit o undă de șoc, ca să zicem așa? Nu, întotdeauna credeam că nu fac ceva bine. În spectacolul ăsta sau în general? În general. Credeam că mai există un ceva. Ești o perfecționistă, să înțeleg? Probabil. Cred că am niște standarde nerealiste pe care mi le impun singură și asta e o greșeală. Nu mă mulțumesc cu ceea ce o fac. Îmi doresc mai mult și mai mult și mai mult. Ai avut același sentiment aici la spectacolul lui Afrim? Da. Și acum, primind retrospectiv, crezi că e un rol împlinit sau îi mai lipsește, mai poate fi perfecționat? Cred că dacă spectacolul ar fi durat 4 ore, ne-am fi putut duce mai mult în acest personaj. Da, l-ați jucat destul de puțin în cauza pandemiei și... Da, dar cred că e un personaj reușit din punctul meu de vedere. A fost și un spectacol în care cumva mi-ai dat senzația că te întâlnești cu corpul tău într-un mod foarte, foarte frumos, foarte direct. Există și o scenă de seminuditate acolo. Hai să vorbim un pic despre relația asta. Nu ne ascundem după degete. Eu ți-am zis încă din anul întâi că ești una din actrițele alea speciale de nișă din România pe care corporalitatea reprezintă un mare argument. Tu în ce relație ești cu povestea asta? Am avut o perioadă în care nu acceptam faptul că sunt diferită de ceilalți, dar informându-mă, citind foarte multă psihologie, având aceste experiențe la teatru, m-au ajutat să-mi schimb percepția mea față de corpul meu. Am început să mă iubesc, am început să mă accept, să am momente în care să mă uit chiar la să mine. Să te admiri? Chiar da. Chiar dacă pare o doză de narcisism asta, dar nu este. Este doar un ceva care îți dă încredere. Că nu stau în fiecare zi să mă uit în oglindă. Da, uite, fac o dezvăluire. V-am dat o temă la estetică, o scrisoare către corpul meu, așa se chema. Și scrisoarea ta m-a tulburat în modul cel mai adânc, pentru că mi-a dat clar reliefurile acestea ale unei relații cu suișuri și coborâșuri și cu o împăcare finală foarte frumoasă. Da, orice evoluție cu noi nu presupune un traseu fix. Întotdeauna o să existe
suișuri și coborâșuri. Iar eu am început să accept aceste suișuri pentru că am făcut o perioadă terapie și ziceam, băi, cum am reușit să fac niște chestii și m-am întors la aceleași capcane emoționale pe care le aveam până a face terapia. Și mi-a explicat, pentru că na, nu e totul așa ușor. Bun, vezi, până la urmă, teatrul poate să furnizeze o formă de terapie mult peste ce propun terapeuții oficiali. Așa este. Terapia m-a ajutat și în personaj. M-a făcut să mă uit la colegii mei din punctul ăsta de vedere a psihologiei, de ce reacționează așa, de ce se uită așa, de ce vorbește așa. La început mi-era frică de chestia asta, că o să am un soi de respingere față de personaj. O să zic, da, nu-i corect așa. Nu, și n-a fost așa. N-a fost așa. Am înțeles că personajul trebuie... Tocmai chestia asta m-a ajutat să înțeleg capcanele emoționale a personajului și să-l susțin cumva. Până la urmă, ai intuiția de la început asupra cum va arăta personajul tău sau ți-o formezi pe parcurs imaginea asta? Mi-o formez pe parcurs. La început, habar nu aveam că Marusia o să fie așa. Sau când o vedeai altfel sau nu o vedeai deloc? O vedeam, dar undeva departe. O siluetă. Da. Nu vedeam cum o să fie îmbrăcată, nu vedeam cum privește, nu știam că o să apar seminud în scenă cu ceilalți colegi, adică nu știam foarte multe chestii despre ea, dar în timp am descoperit-o. Diana, care crezi că sunt calitățile tale actoricești, punctele tari pe care te poți sprijini în orice context, în orice situație? Pentru că ai niște experiențe acum care poți să-ți indice niște lucruri. Cred că una din punctele mele slabe este curajul. Puncte slabe? Slabe, scuze. Vulnerabilitatea. Emoțiile care mă cupleșesc de fiecare dată. Am niște emoții, cred că peste nivelul normal. Pe din sală nu se vede emoțiile astea sau ele se topesc în sensibilitate și ajung să... Uneori mă trădează emoțiile și uneori mi este foarte greu să le controlez. Și câteodată stau și mă gândesc, băi, dar are voie un actor să nu-și controleze emoțiile? Pentru că uneori emoțiile poate să-ți șteargă foarte multe din minte. Da, sunt emoții pozitive și emoții negative. Acolo, la emoții negative intervine riscul unui blocaj scenic sau... Am momente în care mă blochez, încă încerc să aflu de unde vin aceste blocaje, dar revin la oameni. Oamenii care mă înconjoară m-au ajutat foarte mult. Astea au fost părțile, să spunem, vulnerabilitatea, chestiile astea au fost părțile slabe, da? Dar părțile tari care ar fi? Curajul, ai spus? Curajul. Păi de aici ești emotivă, de aici ai curaj. Da, nu știu cum se face combinația asta dintre emoții și curaj. Dar există un soi de putere în care îmi zice, băi, nu renunța, hai. Tehnic vorbind, cum te simți? Cred că mai am de învățat. Probabil mai am nevoie de experiență. Când mă uit la unii actori din teatru, impun o încredere. Știu text, nu știu mișcare sau nu știu mișcare, ei sunt acolo. Iar eu încă simt că mai am frica asta și... Uite, dacă mă întreb pe mine așa, după niște ani de critică de teatru, ce puncte tare ai tu, mă întreb sau nu? Sigur. Eu cred că unul din marele tale avantaje e faptul că reușești să umpli un spațiu prin prezență. Deci ai o intensitate a prezenței care asigură relația din start, relația cu spațiu. Treci de rampă, iarăși. Da, chestia asta cred că am învățat-o din colegiu când eram la muzică.
în momentul în care pășeam pe scenă, trebuia să fiu doar eu. Dar aveai, că, aveai și orchestra totuși. Uneori da, uneori nu. Uneori aveam doar o cobză undeva acolo, da, care îmi dădea doar 3 acorduri și zicea, poftim. Vezi, Radu a primat simțit lucrul ăsta și ți-a creat un moment, ai un solo foarte cărnos acolo, deci lumea se uită strict la tine, ești în prim plan. Da, eu nu am realizat o perioadă bună de timp. Tu credeai că scena e plină, nu? Da, dar mi-a plăcut foarte mult ceea ce am făcut și mulțumesc lui Radu că m-a descoperit și că m-a ajutat în primul rând. Mai ai o calitate, aduce adevăr scenic, aduce adevăr în scenă. Te joci pe tine sau te abandonezi încercând să construiești de la zero personajul? Păstrez și chestii din mine, nu pot să zic că nu. Păstrez din mine foarte multe. Dar încerc cumva să construiesc un personaj, să nu abandonez personajul. Să știu că el e cu mine și eu sunt cu el. Deci o echipă acolo. E o echipă. Chiar este o echipă. Îți iubești personajele? Da. La ce mod? Le iubești mai mult decât pe tine sau... care e procesul la lăuntric? Cred că... da, cred că aș putea spune că le iubesc mai mult ca pe mine. Le mai scos la o cafea, la un shopping? Da. Chiar da. Ok. Cu Marusia chiar am vorbit. Cu Marusia am vorbit foarte mult. Seara, când puneam capul pe pernă, încercam să vorbesc, să... Adică mă duceam... S-o descoși, cum spune. Da, mă duceam... Chiar dacă din exterior ar părea ciudat și un soi de nebunie asta. Dar lucrurile astea m-au ajutat să construiesc așa, natural. Natural. Bun, închidem episodul Orașul cu fete sărace și mergem la Teatrul din Stejar. Acolo unde ne-ai uimit pe toți în spectacolul coreografic al lui Radu Alexandru, Carnal. Ce a fost Carnalul ăla? M-am trezit într-o seară primind un mesaj de la Radu dacă vreau să fiu în acest spectacol și am zis da din prima, pentru că când eram mai mică mi-am dorit să și dansez. Ai și dansat sau n-ai avut ocazia asta? Dansam prin casă. Toți facem asta. Și eram foarte, un soi de frustrare era în mine pentru că nu am fost acceptat în acel grup coreografic. Și când mi-a zis Radu de asta, am zis da din prima. S-a spus și tema spectacolului sau n-ați intrat în detalii de astea la început? Am avut o discuție, ne-am întâlnit toți și ne-am povestit cam care este tema. Care era fix pe ce am discutat noi, cu relația cu corporalitatea, cu body shaming-ul. Da. La început eram foarte entuziasmată, hai să facem, hai să construim. În proces am întâlnit destul de multe obstacole, pentru că reveneau niște momente din mine care nu mă acceptam. Și care te frânau, nu? Dar mi-a plăcut de mine că nu am acceptat să cer ajutor. Am sunat pe Radu și pe Marina și am zis, am nevoie de susținere. Și chiar m-au ajutat și le mulțumesc pentru asta. Bun, trebuie să spunem că prima scenă a spectacolului, toată distribuția e complet nud. Da, inițial nu era vorba despre... Te-au amăgit. Nu. Dar a zis Radu la un moment dat că ar fi bine, pentru că dacă vorbim despre asta, să apărem îmbrăcați, ar fi... Am mințit publicul, cumva. Eu cred că le-a dus de la început că așa va face, doar că va testa, va pus la niște probabil, probe. Probabil. Dar eu țin să cred că nu. Ok. Și am acceptat. Cât de greu a fost, Diana? Să lași toate hainele de pe tine și să vii așa cum te-a făcut mama în fața publicului. A fost...
Greu nu pot să zic, dar nici ușor. Prima dată asta. Da. Că după aia... Da, după aia nu mai zic. Greu să porți hainele pe tine. După aia te gândeai ce ai de făcut în scenă, da, și nu te mai gândeai dacă ești gol sau nu. Trebuia să îți implementezi niște gânduri în cap, pentru că asta de fapt era, trebuia să transmitem o emoție. Și cred că am reușit să transmitem această emoție publicului, pentru că am avut feedback-uri foarte bune. N-a fost un spectacol 100% coreografic. Cumva a avut și elemente de teatralitate, au fost mai multe, e un hibrid. Interesant, foarte interesant. Da, Radu a lucrat cu câțiva actori, chiar mai mult de jumătate eram actori. Și cred că asta ne-a și ajutat să ne detașăm cumva de emoții, ne-a ajutat foarte mult. Ce preferi? Să lucrezi cu un coreograf sau cu un regizor? Că uite, ai avut doi de Radu care sunt la... Cu ambele, nu pot să aleg. De altfel, Radu Alexandru, coreograf, a și colaborat cu Radu Aflin, da, în spectacolul despre care îți propun să vorbim acum, Trei piese triste. Ai mai fost la casting sau ai avut rolul asigurat tuturor asta? Nu, am fost la casting. Ce a zis Radu când te-a văzut? Din nou. A zis, hai spunem monologul. Să văd dacă mai știi textul. Monologul din orașul cu fete sărace. Și l-ai zis? Da, am zis, cred că un sfert din... Cred că era lui dor să... Da, probabil. Și mi-a dat mesaj și mi-a zis că nu știe dacă poate să-mi ofere un rol în această piesă. Și am fost împăcată cumva cu ideea asta, pentru că primind un mesaj de la Radu Afrim... Nu mai contează ce scrie în mesajul ăla. Da, și am fost împăcată ca să mă trezesc. Uite, acum 2 ani, dacă în anul întâi spuneam că o să-ți scrie Radu Afrim mesaje peste un timp, mai fi crezut? Nu. Și după am fost adăugată în grup și nu înțelegeam de ce sunt adăugată în grup, ca să aflu mai târziu că m-a chemat și pe mine, pentru că a găsit el ceva acolo pentru mine. Ai mai multe personaje aici. Da, am mama care este pe patul de moarte după o naștere și am rolul servitoarei din ultima scenă. Hai să vorbim un pic despre mamă. E un rol static, da? Stai, corporal vorbind, stai întinsă pe patul de suferință toată prima parte a spectacolului. Rolul ăsta, de fapt, și rolul servitoarei m-au ajutat să înțeleg că un personaj poate să nu aibă vorbe, dar să fie foarte important și foarte prezent. Da, și nu m-am gândit niciodată că pot să joc rolul unei mame, mai ales pe patul de moarte. La primele repetiții ziceam, ei, vin și stau pe pat. Ce fac? Și mai zicea și Radu, na, că ai venit să stai. Dar pe parcurs am început să construiesc în mintea mea o poveste. Fără ca el să știe. Sau poate își dădea seama. Sau poate asta aștepta. Și am început să-mi imaginez momente în care maica mea era bolnavă, să țin de mână pe Ada, să mă uit în ochii lui Ionuț, să-mi creez niște gânduri. Și m-am dus departe. La un moment dat m-am și speriat. M-am speriat pentru că nu-mi simțeam corpul și ziceam, Doamne, mor. m-am dus foarte departe. Și, iar momentul de la început, pe intrarea publicului, mă ajută foarte mult să mă concentrez. Dacă aș fi apărut deodată în scenă, nu cred că m-aș fi putut încărca atât de mult. Dar am foarte mult timp în care pot să-mi creez povestea înainte de a începe spectacolul. Da, tu joci foarte mult în această prima scenă fizionomic. Chiar sala nu e foarte mare, adică publicul reușește să vadă fizionomiile în clar ale
și asigure acea doză de tragism matern, acel sentiment că gata, se termină lucrurile și copiii ăștia din jurul meu rămân ai nimănui sau... Dar mie mereu mi-apar gânduri în timpul spectacolului, nu vă las, sunt lângă voi și zic, poate sunt nebună. Dar după îmi dau seama că e ok să fie așa, așa îți construiești un personaj, așa transmiți naturalul. Pentru că dacă te gândești ce fac după spectacol, merg la o petrecere... Ești permanent conectat în personaj în timpul spectacolului, asta vrei să zici, nu? Da, sunt foarte conectată cu mine și cu ceilalți. Pentru că chiar dacă stau majoritatea timpului cu ochii închiși, cumva îmi imaginez traseul pe care la repetiție îl vedeam, simt fiecare respirație, știu fiecare punct. Și asta mi se pare iarăși o evoluție, pentru că la început nu eram atât de atentă la detalii. Eram cumva mai aeriană, să zic, sau neatentă, sau... Ești și un bun privitor de teatru? Adică ești un spectator iubitor de teatru? La început, când am venit în Iași, am văzut câteva spectacole și am zis că dacă așa se face teatru... Mai bine nu. Mai bine nu. Dar mi-am dat seama că există foarte multe spectacole bune în Iași. Și am mai văzut și mai la... Mai spune multe, nu foarte multe, că aici e... Da, și actori foarte buni, care au prezență și o încărcătură... Zi-mi câțiva actori care te-au lăsat wow. Ada, Ionuț, Cornilă. Ada Lupu, Ionuț, Cornilă. Emil Coșeru, Pușa Darie, Diana Roman, Livia Iorga. Niște oameni care au fost... Ai și jucat, da. Da, pentru că au fost acolo, lângă mine. Horia Veriveș. Horia, mi-aș dori să joc o comedie. Recunosc. Asta e unul din visele mele acum. Ar fi interesant duetul ăsta. Hai să trecem la servitoare, partea a treia spectacolului, cum ar veni. Reapari de data aceasta în pielea și hainele unei servitoare. Da. Ai simțit un pic de strat comic? Acolo ai încercat să aduci un pic de... Nu. Nu, și nu știam că pot să joc și dramă. Nu știai. Nu știam de asta. Pentru că am jucat foarte puțin în facultate. Majoritatea personajelor erau comice. Și ziceam, nu se pot niciodată să joc. Dar mi-am dat seama că o să... Da, e un fond dramatic foarte consistent. Chiar și în această servitoare care, mă rog, soțul o înșeală pe soție cu servitoarea, sunt niște relații discrete, presurate acolo, dar ea rămâne totuși un personaj sobru. Da, este foarte sobră și asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că îmi doream să joc un astfel de personaj. E și Doica copiilor? Sau? Da. Pentru că sunt niște relații cu copiii acolo. Da, pentru că la final... Este foarte afectată de moartea fetei. Servitoarea are și ea așa o duritate în ea, chiar dacă este de un nivel mai mic față dar de familia. Dar are și un dublu al mamei. Și acolo în servitoare o formă de maternitate. Da, eu chiar simt chestia asta. Adică eu mă simt foarte aproape de familia asta. Și faptul că ea are o relație ascunsă cu tatăl din casă, probabil ea este supusă unui abuz. Da. Nu ea face benevol. Nu, ea nu cred că își dorește foarte mult chestia asta. Orașul sau Trei piese triste? Nu pot să aleg. Nu pot. Cât de mult simți că se modifică personajele la reprezentațiile următoare? Deși la fel de adevărat e că nu jucați atât de mult spectacolul încât să ai o reprezentare clară. Cred că este vorba despre energia pe care ne-o transmite și publicul. Diferă, nu? De la... Da, și mi-am dat seama că dacă
joc orașul cu fete sărace, încerc să-mi fac o zi cât mai pozitivă și cât mai wow, să-mi pun muzică și să fiu ca să duce energiile din realitate. Da, iar dacă joc trei piese triste, încerc să-mi adun gândurile și să fiu pe un mood din ăsta mai trist. Cu alte cuvinte, intri în rol cu mult timp înainte de a începe spectacolul propriu-zis, indirect vorbind. Da, cred că din momentul în care mă trezesc dimineața și zic de seara am spectacolul ăsta și încerc să-mi creez o energie, dar depindem, noi actorii depindem foarte mult și de energia publicului, pentru că se creează o atmosferă. Uneori mi se pare că e ok, dar nu primim acea energie și zicem, băi, poate am greșit noi ceva. Iar alte ori zicem, vai, ce prost a ieșit. Dar, de fapt, feedback-ul este foarte bun și încă nu înțeleg cum poate să fie energia asta. Ai comunicat cu spectatori care ți-au scris sau au vrut să, nu zic, de camioanele de flori parcate în... Da, mi-au scris câțiva spectatori și eram și foarte impresionată. Am zis, doar, nu știam că am să primesc atâtea mesaje și chiar eram fericită. Ajunsesem la o încredere, am zis că am făcut ceva, nu mai sunt... Cumva ai, mă rog, ai și fost validată de cele două distribuiere lui Afrim, contează. Da, pentru că înainte de Orașul cu fete sărace mă plângeam alor mei ce am făcut, că n-am făcut nimic. Ce zic ai și tăi? Mi-au zis, lasă că o să faci, e ok, toate vin în timp, nu te mai grăbi. Acum și ce deodată zic, a fost un boom. Uite, o să vadă și emisiunea asta, îți dai seama. A fost maică-mea la Orașul cu fete sărace și am întrebat după asta, ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut, dar de mine ți-a plăcut. Și cumva mă și enervează chestia asta, pentru că aștept un fel. Aștept confirmare, aștept da, feedback, aștept. Aștept de la ei. Dar... cred că nu mi-ofer pentru ca să nu mi-o iau în cap. Sau e posibil, Diana, să ți-o iei în cap, uman vorbind, ce tipologie ești? Te îmbată succesul? Nu cred. Pentru că procesul a fost foarte greu și ai putea pica întotdeauna, deodată, fără ca să-ți dai seama dacă se pare că ești prea sus. Ok, hai să vorbim un pic de Doru Aftanasiu, profesorul tău. Ești la clasa lui Doru Aftanasiu. Cum a decurs relația cu Doru? Doru este un om special în viața mea. El a scos din mine foarte multe. M-a susținut uneori mai agresiv, dar probabil așa m-a scos din zona mea de confort. Uh-huh. Și pentru asta îi mulțumesc. Ai o zonă de confort? Da, cred că toată lumea are. Și mereu ziceam că dă doar personaje ha-ha-ha, hi-hi-hi comice și nu le acceptam. Dar începeam pe parcurs să-mi placă foarte mult și îmi zicea, vezi că în teatru nu o să-ți alegi tu personajele. Și într-adevăr, așa este. A evitat întotdeauna să-mi aleg eu un personaj. Ai vrea să-ți alegi tu personajele sau preferi să ai surpriza distribuției din partea acum nu mi-aș alege un personaj. Acum nu mi-aș alege. În anul întâi voiam să-mi aleg eu. Ce vrea să-ți alegi? Dă-mi niște nu exemple. Mai știu. Dar ce vrea, la modul ideal, ce vrea să joci? Că trebuie să ai niște proiecții pe termen lung, așa. Nu știu dacă am un personaj anume pe care vreau să-l joc, dar știu că mi-aș dori să joc personaje cu încărcătură emoțională, să mă duc pe zona asta a realismului, a psihologiei, a... Te simți cumva mai distanțată de comedie acum după experiența asta de la trei piese triste? Nu, pentru că un personaj comic poate să aibă și el o încărcătură emoțională foarte mare. Și
asta mi-a demonstrat-o și Marusea, și când am jucat în facultate, Molière, adică acolo, pe lângă faptul că era comedie, în spate erau chestii groaznice. Da, da. Doru ți-a dat feedback? Te-a văzut, bănesc, în spectacolele? Da, m-a văzut. Nu mi-a zis prea multe, mi-a zis bravo, fată. Dar îl simțeam că este mândru. Îl simțeam și când eram în scenă, cred că l-am și observat că era foarte agitat. Bun, acum, voi, Diana, ți-a avut și ghinionul ăsta teribil cu pandemia și practic 2 din cei 3 ani sunt făcuți așa, cu precauții, cu măști pe față, cu... Simți că ar mai fi fost loc la facultate de vreo 2 ani? Da, cu siguranță ar mai fi fost. Adică cât de pregătită profesional te simți la momentul ăsta? Știu sigur că nu mă simt ca la început. Mă simt cumva mai cu picioarele pe pământ, mai sigură mai pe tine? Mai sigură, da. Și cred că m-aș descurca în mai multe situații. Dar simt că aș mai avea nevoie de grup. Să păstrăm grupul pe care l-am format în facultate, pentru că Doru chiar a reușit să ne țină împreună. Chiar dacă erau ore online sau... Când nu aveam ore, deschideam laptopul și intram toți în conversație și vorbeam până la 3 dimineață, povesteam despre teatru și despre... Și tot rămâneați ca grup. Bine. Da, și ne-a ajutat chestia asta, pentru că în pandemie a fost complicat. Ești actriță de relație? Sau te simți foarte ok și în zona monologală? Cred că sunt o actriță de relație. Mi-am dat seama și în Orașul cu fete sărace că mă simt mai bine când am un dialog. Și în 3 piese triste, chiar dacă nu am vorbe, reușesc să creez o conexiune cu personajele. Nu pot să zic că mă simt foarte de rău și spunând un monolog, dar acolo cred că echipa e cu personajul. Eu și personajul. Da. Iar mai avem vreo 3 minute din emisiune. Mai cum a trecut timpul. Da, toată lumea zice așa, dar din politică să zic că, vai, ce bine m-am simțit. Unde te vezi peste 10 ani? Hai să dedicăm aceste minute viitorului. Nu știu dacă vreau să mă văd undeva. Vreau să prețuiesc fiecare clipă care trece. Pentru că, în general, oamenii, oare ce fac eu peste 2 ani, 5 sau 10? Și e greșit. Ar trebui să prețuim mai mult timpul, pentru că trece foarte repede. Ți-ai propus să rămâi în familia asta teatrului sau nu ești 100% convinsă că ăsta e drumul tău până la capăt? M-am convins că acesta este drumul meu. Și nu cred că aș vrea să-l părăsesc de curând. Te vezi rămasă la Iași? Ai alte planuri? Eventual să te întorci în Republica Moldova sau nu intră în... În Republica Moldova, din păcate, nu știu dacă m-aș mai întoarce. Dar îmi place și Iașul. Nu știu dacă aș rămâne mereu în Iași. Dacă aș avea un proiect undeva mai departe, aș pleca. Tu ai cetățenie română? Sau... Da. Atunci deja ai un alt treflă în buzunar. Da. Teatrul de peste prug, cum ți se pare? Îl cunoști? Ai văzut spectacole de acolo? Am văzut câteva spectacole când eram mai mică, dar acum, în ultimul timp, n-am apucat să văd. Bine, nici timpul de la facultate în anul 1-2 nu mi-a permis, iar când a venit pandemia, chiar dacă plecam, nu mai erau spectacole. Da, și atunci... Am mai prins un spectacol la un teatru din Chișinău, dar trebuie să mai răsculesc prin... Diana, mulțumesc foarte mult. N-a fost așa greu, ai văzut? Adică am reușit noi să ducem la capăt. Da, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Baftă mult la licență și sper să te revedem pe scenă cât de curând. Mulțumesc frumos! Noi ne vedem săptămâna viitoare la scena. Toate cele bune!